Falcon Heavy este un sistem de lansare spațial. Este dezvoltat de compania privată SpaceX și este folosit pentru a lansa rachete în spațiu din complexul de lansare 39 de la Centrul Spațial Kennedy. Utilizează 27 de motoare de rachetă Merlin care produc o putere egală cu 2500 de tone tracțiune. Pentru rachetele cu asemenea putere, sunetul energiei produse de motoare poate fi dăunător rachetei însăși și la fel poate fi și pentru clădirile din jur. În acest videoclip vom vorbi despre metodele pe care NASA le folosește pentru a reduce daunele provocate de sunetul rachetelor. De asemenea, vom vorbi și despre modul unic prin care Rusia se ocupă de aceeași problemă. Când o rachetă se ridică pe rampa de lansare, motorul evacuează gaz incredibil de fierbinte în șansurile menite flăcărilor produse de el. Alături de o energie termică incredibilă, motoarele mai produc și o energie sonoră foarte mare. Potrivit celor de la NASA, racheta Saturn V produce un nivel sonor în jur de 220 de decibeli pe parcursul lansării sale. Dacă ne-am afla în imediată apropiere a motoarelor, nu doar că ne va distruge timpanele, ne va ucide pe loc. În timpul lansării primei nave spațiale, STS-1, energia sonoră produsă de motoare a fost suficient de puternică pentru a deteriora o parte din învelișul destinat protecției termice al navetei spațiale. Chiar dacă NASA obișnuia să folosească sisteme de suprimare a sunetului în trecut, riscul de a deteriora racheta sau de a pune echipajul în pericol a fost mai ridicat pe această navetă datorită formei sale unice și scutului termic foarte sensibil. Pentru a evita deteriorarea navetei și punerea echipajului în pericol, NASA a rezolvat această problemă prin implementarea unui sistem mai eficient, menit să reducă energia sonoră emisă de motoare. Acest sistem constă în construirea unui turn de apă care este capabil să arunce în jur 450.000 de litri de apă pe rampa de lansare în doar 40 de secunde. Când undele sonore iau contact cu apa, acestea sunt absorbite de bulele de aer din ea și transformă energia sonoră în energie termică. Alături de aceste enorme tunuri cu apă, NASA folosește de asemenea și pungi cu apă la baza rampei de lansare pentru a diminua mai mult undele sonore. Pungile constau în saci de nylon cu dimensiunea de 30 de cm cubi, umpluți cu apă și întinși pe suprafața găurilor în care flăcările motoarelor sunt răspândite. Aceste două sisteme sunt capabile să reducă nivelul sonor emis de nava spațială în timpul lansării sale de la 195 de decibeli la o valoare mai admisibilă de 142 de decibeli, adică echivalentul unui avion cu propulsie cu toate că este dificil să vedem sistemul de irigație în acțiune, putem vedea cum acestea funcționează în timpul unui test de suprimare al sunetelor emise de motoare. Toate acestea pentru a ne da seama ce cantitate uriașă de apă se folosește într-un timp foarte scurt. Eliminarea unei asemenea cantități de apă pe rampa de lansare nu numai că protejează racheta și clădirile din jurul său de undele de șoc intense, dar și împiedică izbucnirea unui incendiu în zona respectivă, cauzat de evacuarea rachetei. Până în ziua de astăzi, NASA folosește un sistem de irigare similar celui descris mai sus pentru toate rampele principale de lansare. Rusia are o altă abordare pentru reducerea undelor sonore emise de motoarele rachetelor. Cum o mare parte din rachetele rusești Soyuz sunt lansate din Baikonur, Kazakhstan, unde temperaturile pot atinge minus 40 de grade pe timp de iarnă. Un sistem de irigație similar celui folosit de NASA ar îngheța instantaneu, fiind complet inutil. Soluția lor este de a suspenda racheta deasupra unui șanț uriaș, menit flăcărilor emise de motoare. Asta înseamnă că este puțin probabil ca undele de șoc emise să avarieze naveta spațială sau să fie reflectate către aceasta. Cu toate că știința rachetelor are de-a face cu unele dintre cele mai complexe provocări ale ingineriei, este interesant să vedem că unele probleme pot fi rezolvate prin abordarea unor soluții atât de simple. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!